În ajunul sărbătorilor de iarnă, visurile micilor telespectatori ai postului Primul în Moldova devin realitate. S-a convins de asta și Arsenii Cilibitski, un tânăr care trăiește la centrul de plasament pentru copiii separați Lumina din capitală. El și-a dorit dintotdeauna să ajungă la un pupitru de știri și să vadă ce înseamnă meseria de jurnalist. Echipa postului nostru de televiziune i-a îndeplinit acest vis. Arsenie are 14 ani și de la naștere suferă de paralizie cerebrală. Încă de mic, tânărul visează să devină jurnalist, așa că micul nostru telespectator a ajuns în redacția televiziunii Primul în Moldova. Здесь, в этой студии, ровно через один час придет гость, придет мой приглашенный, и вот с этого места можешь присесть, прям почувствовать себя. Ghidat de colegii noștri, el a făcut o excursie prin televiziune, iar prima locație a fost studioul în care sunt prezentate buletinele de știri. A cum ți-e studia, вообще? Eu la știri de fiecare dată, când văd știrile, eu mereu văd pe noi asta. Arsenii mereu și-a dorit să realizeze o emisiune cu invitați, cărora să le pună întrebări. Echipa postului nostru de televiziune nu a putut să rămână indiferentă față de această dorință. În studioul Primul în Moldova, Arsenii, împreună cu producătorul general, Ludmila Belcencova, a înregistrat prima sa emisiune. Bună ziua, dragi telespectatori, eu mă numesc Arsenii. Mie îmi place reportul ăsta, află mai multe informații. Eu ne-am mulți oameni îmi spuneau, trebuie să fii IT. Eu am fost de acord cu asta. Tânărul a făcut cunoștință și cu regizorii care urmăresc emisia în direct și dau pe post subiectele gata montate. Arsenii a fost uimit de cât de multe televizoare sunt în regie. Ludmila este acum așezată pe locul prezentatorului. Și în momentul ăsta, toți bărbații care stau aici la toate butoanele și comutatoarele, ei au grijă să dea imaginea de pe o cameră sau de pe alta. Uite, dacă o să atragi atenția, uite, este pe o cameră mai îndepărtată, da, Ludmila se vede, și este camera din care ea se vede în prim plan, de mai aproape. Toate imaginile este de la butoane ajung la televizor la tine unde tu le vezi. Ultimul loc vizitat de Arsenii a fost redacția de știri, acolo unde jurnaliștii scriu textele. Asta este Olga, ea are o emisiune și este și reporter, adică de la dânsa ai de unde fura meserie. Acolo este Stella, ea este editorul, după ce fiecare dintre reporteri sau prezentatori scrie un text, editorul are grijă să verifice dacă nu au rămas greșeli. Arsenii spune că este telespectator fidel al știrilor Primul în Moldova. Acest lucru îl ajută să afle și mai multe despre meseria de jurnalist. Vreau să scriu ce înseamnă IT-ul. Mie foarte tare îmi place să lucrez la calculator. Mie mulți oameni, că eu nu știam ce înseamnă IT-ul. Știam ce înseamnă IT-ul, dar mulți oameni îmi propuneau, Arsenii trebuie să fie IT, Arsenii trebuie să fie IT. Мы очень рады, что тебе так понравилось. Мы надеемся, что ты к нам придешь потом работать, писать репортажи про IT. Мы желаем тебе не сдаваться, верить в свою мечту. Если ты будешь прям верить, по-настоящему верить, то она обязательно сбудется. Да, мы поздравляем тебя. Postul TV Primul în Moldova îi felicită pe toți copiii cu venirea anului nou și îi îndeamnă să creadă în visuri, pentru că ele neapărat vor deveni realitate. Eu i-aș felicita cu anul nou, să aibă multă sănătate, fericire și bucurie și un an bun.